Te salut oriunde fii, eu sunt Cosmin, astăzi vreau să vă arăt cum se ascute discul cu trei lame, cu pila. Deci eu l-am ascuțit cu pila, cine are flex, polizor, poate să se folosească de ele dacă știe să ascute cu așa ceva. Deci să vă spun cum, deci pentru o tăiere mai ușoară, cum să ascuțiți discul cu trei lame. Deci eu așa îl ascult. Acum eu ce fac, fac pe răspunderea mea. Voi care sunteți cu motocase și ascuțiți, să faceți pe răspunderea voastră. Deci aveți nevoie de o pilă lată, mănuș, pentru că nu se știe cum alunecă pila, să nu vă tăiați. Deci cum am ascuțit? Am ascuțit dintele și pe o parte și pe alta. Și pe partea de deasupra și pe partea de dedesubt. Adică ca și la coasa clasică. Cum ar veni, la când ascuțim, deci ascuțim și pe o parte și pe alta, nu? Așa am ascuțit și eu, partea la disc, o parte. Și o parte o las așa, originală, cum a venit din, cu ascuțirea din fabrică, cum am cumpărat de la magazin. Deci cum am ascuțit, să vă arăt cum am ascuțit. Cu pilă lată, nu i-am dat un unghi mare la tăiș, am lăsat unghiul aproape cât este din fabricație, pentru că se știrbă prea ușor, cum dacă lovești în ceva mai tare, deja se știrbă. Sau se rupe din tăiș. M-a ascuțit așa, din exterior către interior. Vedeți? Cam așa am pilit. E un pic de lucru cu pila, dacă faceți cu pila. Nu? Să nu credeți că ascuțiți imediat în 2-3 minute. Durează un pic. Vedeți? Fiecare din... Până ai dai unghiul corespunzător la tăiș. Trebuie să iasă tăișul la mijloc. Vedeți? Deci da, cu pila acolo. Dacă aveți pilă bună care prinde, să meargă. Acum, vedeți? Cum i-a scuțit și pe o parte și pe cealaltă. Cam așa arată tăișul. Vedeți? Acum să vă arăt partea care rămâne neascuțit originală, cum arată. Observați diferența, vedeți? Ăsta e cu ascuțișul original din fabricație, vedeți? Dacă întorc invers, aici nu se mai vede ascuțit. Vedeți, partea asta e ascuțită, cum eu, bine, așa am ascuțit și eu, cum e ascuțit din fabricație, aici. Bun, să trecem cum ascuțim, deci am ascuțit dintele ăsta, partea asta, am terminat, trecem la cealaltă parte, deci vedeți, ascuțim aici, tot din exterior către interior. Pe partea alaltă nu mai e nevoie de ascuțit, că el e ascuțit în prealalt, dar trebuie să întoarce să ascuțiți și aici, dacă nu. Vedeți? Aici vine invers. Vedeți așa. Tot din exterior. Spre interior. Același dinte. Bun, ăsta l-am ascuțit, trecem. La celălalt, vezi, cum ai eu prea pot să vă arăt așa bine, că după aceea mai pot să filmez. Am ascuțit și pe ăsta, vezi, și pe ăsta. Trebuie să aveți grijă să fie ascuțit la fel, toți dinții, deci nu luați mai mult dintr-un dinte, să rămână mai îngust, vezi. Adică să luați mai mult și ăsta să rămână mai îngust, după aceea aveți aici asta să rămână mai lat. Sau celălalt dinte. Pentru că o să se descentreze discul. O să apară vibrații. La motul ca să le ascuțim ca și la drujbă. Adică să fie dinții egali. Cum s-ar zice. Cât de cât. Acum.
vezi, după ce l-am ascuțit, el așa taie. Partea stângă taie partea asta. Vezi? Așa. Asta se învârte. Vezi? Asta taie. Asta taie aici. Așa merge. Dacă întoarcem invers, cum vine cu partea de la ce ascuțit în fabrică? Cum o să taie partea asta? Deci asta rămâne pauză. Deci taie partea asta. Merge așa, așa merge. Vezi? Vezi? Cum ai ascuțit numai pe o parte, cum a venit din fabricație, așa taie. O să taie. Vezi? Partea asta. Vezi? Partea care m-a ascuțit. Cam așa ascut eu discul. Vezi? Pot observa. Asta e partea din fabricație. Să vedeți că o să taie mai ușor. Mai am și încă un disc în formă de Y. Aici, de la Ruiz. Ce să zic, eu vă mulțumesc pentru vizionare și spor în tot ceea ce faceți. Vă salut oriunde ați fi, pe curând și spor la treabă!